Bună ziua, dragii mei! Suntem la o nouă ediție Arta de a fi. Iată cum a mai trecut o săptămână. A fost Sfântul Valentin, unde toți am sărbătorit ziua îndrăgostiților și, de asemenea, pe 24, o nouă zi a îndrăgostiților. Pentru astăzi avem o temă specială care face referire la relația de cuplu. Însă, mai multe despre tema emisiunii de astăzi după cele 5 minute de muzicoterapie. Așa cum ne-am obișnuit, Arta de a fi începe de fiecare dată cu 5 minute de muzicoterapie pentru a ne relaxa, astfel încât să putem fi atenți 100% la emisiunea aceasta. Așadar, urmează cele 5 minute de muzicoterapie. Am revenit la Arta de a fi după cele 5 minute de muzicoterapie. Vreau să vă reamintesc că studiile în domeniu au demonstrat faptul că muzica din repertoriul clasic are efecte benefice asupra sănătății noastre psihice, dar și fizice. Și ar fi indicat să o folosim, poate să fie efectiv în surdină, nu neapărat o ascultare conștientă, în momentul în care vrem să ne relaxăm, vrem să învățăm, să ne concentrăm și multe alte aspecte de genul acesta. Vă spuneam mai devreme că astăzi avem o temă foarte interesantă. Spune-mi cum iubești ca să afli cine ești. La o temă atât de interesantă a venit astăzi, pentru prima dată la Arta de a fi, Andra Zaharia. Bine te-am găsit, Mihaela! Mă bucur foarte mult și mă simt onorată că tu astăzi te afli aici, alături de mine, și vei împărtăși cu noi toate dedesubturile, să spunem așa, și elementele cheie din relația de cuplu. Îți mulțumesc și eu mult pentru invitație și de asemenea sunt onorată să fiu alături de tine. Înainte de a intra totuși în tematica emisiunii, vreau să anunț faptul că telespectatorii ne pot suna la numărul de telefon afișat pe ecran pentru a ne adresa întrebări sau, de ce nu, poate chiar să împărtășiți o bucurie pe care ați avut-o recent în relația de cuplu sau nu neapărat. Și, Andra, spune-ne acum, te rog, câteva cuvinte despre tine. Sunt psiholog, clinician și psihoterapeut în cabinet privat. Lucrez atât cu cupluri cât și cu copii. Este o meserie, o profesie, nu este o meserie, este o profesie pe care o fac cu foarte mult drag și cu dăruire, deoarece la bază există o vocație și cred că în momentul în care faci lucrurile astea cu suflet, cu mult suflet, și rezultatele sunt pe măsură. Spune-ne unde activezi tu. Cabinetul meu este în București. Eu acolo locuiesc și în cabinet întâlnesc tot felul de situații, printre care și situațiile despre care vom vorbi astăzi, problematica pe care o vom discuta astăzi, cea legată de cuplu. E foarte interesantă tema și vreau să le spun telespectatorilor că tu ai ales această temă, că ești pasionată de psihologia cuplului. Și spune-ne ce înseamnă, de fapt, spune-mi cum iubești ca să afli cine ești. Cum pot eu să-mi dau seama cine sunt după modul în care iubesc? Păi, dacă o luăm așa de la început până la sfârșit, modul în care intrăm într-o relație de cuplu și cum ne comportăm în relația de cuplu poate spune foarte multe lucruri despre noi ca și persoană. Dacă intrăm într-o relație de cuplu deschiși, cu toate nevoile împlinite înainte de a cunoaște partenerul de cuplu, relația de cuplu va fi una cursivă, va fi una care va implica dăruire, va fi una care va avea la bază siguranță, iubire. În schimb, dacă intrăm în relația de cuplu pentru a ne împlini niște nevoi, în momentul respectiv nu iubirea este în prim plan, ci împlinirea nevoilor noastre. Astfel încât asta ne poate spune despre noi dacă avem sau nu nevoi împlinite sau neîmplinite. Dar cum pot să-mi dau seama dacă am aceste nevoi împlinite înainte de a intra în cuplu? Cum identific la mine aspectul acesta? Cred că am putea să ne dăm seama de ceea ce
de driverul care, pe care îl avem pentru a intra într-o relație de cuplu, în funcție de modul în care privim partenerul de cuplu. Dacă avem așteptări de la el să ne dăruiască ceva, sau dacă noi ne simțim împliniți doar pentru că suntem alături de cap de partener, că suntem în relația respectivă. Adică, dacă ar fi să facem așa o scurtă radiografie, nu pentru că facem ceva împreună și pentru că venim să ne completăm unul pe celălalt, că suntem două jumătăți, ci pentru că suntem împreună și asta ne bucură, asta ar însemna că suntem de fapt fiecare un întreg și împreună construim încă un întreg mai mare. Dar nu căutăm pe cineva care să vină să acopere ceva ce noi nu am făcut până sau nu am primit până în momentul respectiv. Am putea da câteva exemple concret. O nevoie pe care eu nu o conștientizez, neîmplinită, și pe care eu caut de fapt să-mi o împlinesc în relația de cuplu, dar nu conștientizez asta. Iubia, am putea enumera nevoia de a fi în siguranță, de a avea un partener care să ne facă să ne simțim în siguranță, okay, nevoia de a fi răsfățați, nevoia de a fi iubiți, teama, ca să vorbim și despre temeri, teama de a nu fi părăsit și în același timp nevoia asta de siguranță ca și partener de cuplu, teama de a nu fi iubit de ajuns, și atunci vine și nevoia de a fi iubit peste măsură și de a cere din ce în ce mai multă iubire. Ce se întâmplă în formarea identității mele personale pe parcursul vieții de ajung cu nevoi neîmplinite la o anumită vârstă? Ce se întâmplă de eu nu le-am împlinite? Totul pornește de la modul în care ne atașăm, de la atașament. Atașamentul îl formăm în primii ani de viață, în copilăria foarte mică, cu preponderență în primul an de viață, și vine din modul în care persoana de atașament sau mama sau persoana care ne îngrijește în acea perioadă a vieții răspunde nevoilor noastre. Cu cât mai multe nevoi sunt împlinite, cu atât atașamentul nostru va fi mai sigur și formarea noastră ca și persoană va fi una mai amplă și vom fi cât se poate de mult un întreg. Aș vrea să detaliem puțin atașamentul acesta, pentru că cineva la un curs la un moment dat chiar m-a întrebat, am tot auzit despre atașament, dar ce este de fapt acest atașament? Atașament este modul în care mama își exprimă iubirea și împlinește nevoile copilului. De exemplu, în primele luni de viață, dacă mama își ia copilul în brațe în momentul în care acesta plânge, dacă nu îl lasă să plângă pentru a se liniști singur, ci îl ajută ea să se liniștească, dacă îl hrănește la timp, dacă îi împlinește toate nevoile fiziologice, dacă îl hrănește și mai ales dacă îi dă acea iubire necondiționată de care fiecare copil are nevoie. Păi cum ar fi să facă lucrul acesta? Și că e acea vorbă din popor, lasă-l să plângă. Nu-l mai ține în brațe toată ziua. Cum e? Ar fi să ne gândim cum suntem noi ca adulți în primul și în primul rând, dacă în momentul în care noi am plânge sau plângem, ne-ar plăcea să vină cineva să ne ia în brațe, să ne strângă, să ne mângâie și să ne spună că totul va fi bine. Atunci okay, putem să mergem în copilăria mică și să înțelegem că copiii nu au această experiență pentru a se echilibra singuri, ci au nevoie de partea fizică, de atingere, de îmbrățișarea adultului pentru a se simți în siguranță și de vocea mamei pentru a se simți echilibrați, pentru a primi și pe partea asta emoțională, siguranța că totul va fi bine, prin cuvânt sau pur și simplu prin fredonarea unei melodii, un cântec de leagăn sau un cântec care să scadă tensiunea interioară a copilului. Și pentru că tot am luat-o din punctul zero, cum ar fi să procedeze mămicile astfel încât copilul să dezvolte un atașament sigur? Nu mă gândesc că ar trebui ca
mama să aibă centrul universului copilul în raport de 100%. Practic nu e, nu înseamnă, nu înseamnă a fi copilul în centrul universului. Exact. Înseamnă, e o diferență. Exact. Înseamnă răspunde nevoilor lui fizice, psihice și emoționale. A fi alături de copil, nu a face ceva pentru copil. În momentul în care copilul are o nevoie fizică să-i împlinească, ca cea de hrană, ca cea fiziologică de a-l schimba, de a-l îngriji, de a-l îmbăia, dar este și nevoia emoțională de a râde alături de copil, de a zâmbi, de a-i spune cuvinte frumoase, deși copiii sunt mici, ei înțeleg vibrația cuvintelor, pentru că mama vorbește pe o anumită tonalitate în momentul în care își alintă copilul, în momentul în care spune lucruri frumoase despre el. Ar fi pe partea emoțională mama să râdă, să poată să împărtășească emoția asta și chiar dacă este tristă să împărtășească cu copilul, deși ar putea să sune un pic ciudat, chiar dacă copiii nu înțeleg cuvinte, înțeleg emoții. Și atunci cred că am putea să facem un cadru foarte, foarte amplu pe partea asta de atașament, sigur, dacă măcar partea asta de bază o putem face. Un aspect destul de important pentru modul în care noi funcționăm când suntem adulți. Dar cum identificăm o persoană care are atașament sigur? O persoană care are atașament sigur nu are o necesitate de a se împlini prin altcineva. Se împlinește prin propria ei persoană. Are încredere în sine, are o stimă de sine ridicată. Chiar dacă știe că drumul va fi greu, își accesează resursele și caută tot timpul modalități prin care să-și atingă obiectivele. Sunt genul de persoane care nu spun nu pot, ci spun hai să vedem, pornesc de la ideea că există cel puțin două soluții, nu doar una pozitivă și una negativă, ci dincolo de asta mai sunt o multitudine de soluții și caută calea prin care să poată să ajungă la ceea ce își doresc. Sunt persoane care au încredere că drumul este deschis în fața lor și oportunitățile sunt mult mai ușor de sesizat decât în cazul unui adult sau unei persoane care nu are un atașament sigur. Ce se întâmplă în situația în care o persoană nu are bazele acestea sănătoase puse și nu are un atașament sigur? Poate fi recuperat, poate fi corectat acest atașament? Pot dintr-un atașament nesigur, când devin adult, să ajung să le am sigur? Pot să fac lucrurile acestea? Putem identifica de-a lungul vieții anumite lucruri care nu ne plac la noi înșine și ele pot fi corectate. Dacă este vorba de o corecție și persoana este autodidactă, ca să zic așa, probabil că va dura un timp îndelungat și e posibil ca pe parcurs să nu putem corecta totul, însă dacă apelăm la ajutorul unui specialist, la ajutorul unui psihoterapeut, putem identifica aproape toate patternurile care nu ne aduc un beneficiu, care sunt disfuncționale și le putem corecta astfel încât să ajungem să avem aproape un atașament sigur. Cu alte cuvinte, putem să ne reumplem aceste goluri care au rămas din copilărie. Uh-huh. Cu efort se poate întâmpla acest lucru. E important pentru că poate viața nu a fost ok din punct de vedere al copilăriei pentru toți, pentru toată lumea. Și atunci să știm că oricând putem să venim noi în ajutorul nostru și a face ceva cu ajutorul specialistului pentru a funcționa optim și a ne simți bine noi cu noi. Noi suntem ființe dinamice, în fiecare zi învățăm, așa că nu este imposibil să putem să învățăm lucruri noi despre noi înșine și despre ceilalți și să le integrăm ca și comportamente, ca și credințe
înlocuind credințele disfuncționale sau credințele care ne-au limitat până în momentul respectiv și să putem să avem exact modalitatea de gândire pe care am văzut-o în altă parte sau ne-am dorit să o avem pentru noi înșine. Și atunci, celebra vorbă populară, oamenii nu se schimbă niciodată. Ce este? Oamenii, dacă nu vor, nu se schimbă niciodată. Însă dacă vor, pot face o schimbare la 180 de grade. Important este să ai puterea și dorința de a privi către tine însuți, pentru că nu este ușor. Este nevoie de multă iubire, de multă răbdare, de multă atenție pentru a putea da strat după strat. Pentru că dacă ești un adult cu o experiență de viață, deja unele lucruri sunt atât de adânc înrădăcinate încât au loc într-un mod automat. Dar, repet, dacă avem răbdare, iubire și atenție, putem descoperi ce anume nu funcționează în viața noastră și să facem schimbările de care avem nevoie. Dragii mei, după publicitate o să vedem cum atașamentul și împlinirea nevoilor noastre în copilărie are repercursiuni sau ne influențează relația de cuplu. Publicitate. Dragii mei, am revenit la Arta de a fi. Vă reamintesc tema emisiunii de astăzi. Spune-mi cum iubești ca să afli cine ești. Alături de mine este Andra Zaharia, psiholog și psihoterapeut. Și o să vedem acum în ce mod ne influențează atașamentul relația de cuplu. Andra, ajută-ne și spune-ne cum reușim să avem o relație armonioasă, că despre asta e vorba până la urmă. Atâta timp cât sunt niște goluri, așa cum vorbeam în prima parte a emisiunii, este imposibil ca noi să avem o relație armonioasă. Doar dacă celălalt vine și umple aceste goluri și poate să dea mai mult decât atât, astfel încât să fie o parte pentru noi și o parte pentru el sau ea însăși și să poată să fie comod cu această structură a relației. Dar atâta timp cât nu suntem siguri pe noi, vom fi gânditori, vom fi evitanți, vom fi mereu cu gândul că dacă celălalt ar putea să ne părăsească sau dacă ar putea să nu ne mai iubească într-o bună zi sau dacă într-adevăr, cum spun studiile, dragostea durează 3, 4, 5, 6, maximum 7 ani, ce se întâmplă după aia? Dacă apare un copil? Dacă nu putem să facem un copil? Sunt foarte multe întrebări pe care o persoană nesigură pe sine și cu un atașament nesigur ar putea să și le pună și să influențeze bunul mers al relației. Practic, un set de întrebări de genul acesta ar putea să îmi indice că atașamentul meu este unul nesigur și ar fi să cer ajutorul specialistului pentru a nu ruina relația? Ăsta ar fi începutul întrebărilor pe care să ni le punem despre noi înșine. Ce anume ne aduce împreună? De ce suntem împreună? Care este motivul pentru care suntem împreună? Este iubirea și atât și bucuria de a fi lângă celălalt? Sau celălalt ne dă ceva? În momentul în care celălalt ne dă ceva și suntem împliniți doar pentru că suntem în relația respectivă, de genul tu mă faci pe mine fericit sau fericită, în momentul ăla, relația nu este bazată pe un atașament sigur. Dar care este diferența? Cum îmi dau seama că este iubire și nu această dependență, că eu sunt fericit pentru că sunt fericită pentru că tu mă faci fericită? Sunt discuțiile care apar în cuplu, în care unul dintre partenerii cu atașament dependent poate să vine să ceară mai mult, să ceară mai mult atenție, poate fi gelos, poate face crize, poate impune anumite lucruri, poate impune niște limite peste care celălalt nu ar putea să treacă, apar conflictele, apar discuțiile și de aici până la momentul în care relația se poate rupe este un pas foarte mic, e o graniță foarte fragilă. Practic, există comportamente vizibile care ar fi să-mi indice, pe lângă gândurile pe care eu le am și comportamentele pe care le am în anumite situații, ar fi să-mi indice că e ceva în neregulă. Și
celălalt este o oglindă a noastră într-o relație de cuplu, iar dacă el sau ea ne repetă cum că vezi că asta o ai zis o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, lucrurile astea le faci foarte des sau lucrurile astea mă deranjează, vezi cum schimb genul ăsta de comportament, abordarea asta nu este sănătoasă sau nu este benefică, comportamentul ăsta ne va duce la un moment dat la nevoia de a ne separa, de a avea un mai mult spațiu individual decât împreună. În momentul în care celălalt ne trage aceste semnale de alarmă, cred că am putea să ne punem întrebarea, ok, o dată, de două ori, de trei ori, dar totuși, de prea multe ori ne trage semnalul de alarmă, nu ar trebui să vedem ce facem cu toate aceste lucruri? Ce înseamnă mai precis partenerul este în oglindă? Este o altă expresie pe care o auzim frecvent, dar ce înseamnă de fapt a fi în oglindă? Mă gândesc că am putea să explicăm că noi avem un comportament într-o relație. Modul în care vorbim și ne comportăm față de celălalt va da un răspuns în el sau în ea, iar el va avea un comportament sau ea vor avea un comportament specific față de noi. Având un comportament negativ, vom sădi în celălalt o emoție negativă care la rândul ei ne va da un comportament negativ din partea partenerului. Noi vom primi acest comportament negativ, vom genera un alt comportament, o emoție negativă și un alt comportament negativ și cercul vicios începe să funcționeze. Cam asta înseamnă a ne oglindi în celălalt. Ceea ce dăm noi este cam ceea ce primim la urma urmei. Doar dacă partenerul este unul sigur, și în momentul respectiv el poate să controleze acea emoție negativă, să-i schimbe polaritatea și să întoarcă foaia astfel încât noi să primim o emoție pozitivă și să încetăm cercul negativității. Dar dacă și partenerul nostru nu este unul sigur, atunci pot să spun că punem armele pe masă și începem războiul. Cum și cum decurge războiul acesta? La unii decurge... Ce înseamnă de fapt război în relația de cuplu? Poate fi un conflict la nivel verbal sau poate, din păcate, se poate ajunge și la conflicte fizice, la violență fizică, poate fi vorba doar de violența emoțională dintre cei doi, care se rănesc cu cuvinte, care își reproșează, care tot timpul au așteptări de la celălalt și se simt împliniți doar dacă celălalt face ceva pentru ei, sau, așa cum am spus, violența fizică, dincolo de aceste conflicte verbale și de violență emoțională și verbală, vine și violența fizică în momentul în care este prea mult. Mai sunt teorii, vorbe, să spunem așa, din popor, care spun că e normal să suferi în iubire. Este? Că iubirea doare. Doare? Dacă este vorba de suferință, cu siguranță doare. Astăzi vorbim despre iubire. Doare? Dacă iubirea implică suferință, dacă modelul nostru de a iubi, pe care l-am primit din familie, în acea relație de atașament, spune că... Poate fi un model de iubire cu suferință? Eu pot să iubesc și să sufăr în același timp? Ăsta să fie felul meu de a iubi? Da, se poate. Dacă ăsta este modelul pe care l-am învățat, acesta este modelul pe care îl vom duce mai departe. Și l-am învățat în primii ani de viață, când nevoile mele nu au fost satisfăcute adecvat. Au rămas goluri în ceea ce privește atenția, emoția. Da, dacă persoana de atașament se exprimă că face sacrificii într-un mod mai mult sau mai puțin constant, că face sacrificii pentru că te iubesc sau pentru că îl iubesc pe celălalt, ăsta este primul pas verbalizat pentru a învăța că în iubire există suferință. Și atunci, ăsta este modelul pe care îl învățăm și îl ducem mai departe și în viața de zi cu zi. Și este un model funcțional? E ok să trăiesc așa? Iubirea implică frumos, implică echilibru, implică armonie, implică stare de bine.
este în antiteză totală cu suferința, care îți dă o stare dezechilibrată, nu ești armonios, suferi, emoțiile pe care le trăiești sunt unele negative. Este ca și cum ai încerca să amesteci o picătură de apă cu una de ulei. A suferi și a spune că iubești în același timp înseamnă că undeva nu poți să-ți faci o idee despre ceea ce simți. Este un amalgam de sentimente și nu ești hotărât dacă suferi sau dacă iubești. Și este despre tine acolo și nu despre partenerul este tău. Este despre tine. Întotdeauna este că despre tine. De obicei tine. Există din cauza ta. Sufăr din cauza ta. Nu se întâmplă anumite lucruri. Nu poate face lucruri. Nimeni să simt. Uh-huh. Cred că ar fi să facem o... Sau, tu mă faci să sufăr, că este o expresie iarăși destul de des întâlnită. Da, dar cred că ar trebui să explicăm publicului larg că ceea ce simțim este ne aparține, este în interiorul nostru. Nimeni nu mă poate face să simt ceva, ci modul în care eu văd lucrurile, modul în care eu interpretez situația, îmi dă mie o emoție și un sentiment. Dacă eu văd lucrurile într-un mod negativ, sentimentele mele și ceea ce simt va fi de factură negativă. Dacă eu văd lucrurile într-un mod pozitiv, atunci ceea ce simt și modul în care văd lucrurile vor fi de factură pozitivă. Nu poți să mă faci tu să simt ceva negativ, ci ceea ce spui tu sau ceea ce faci tu are un ecou în mine. De aceea vorba asta este mai mult un mod de a ne ascunde, de a nu ne asuma responsabilitatea faptelor, gândurilor și emoțiilor noastre. Iar atașamentul acesta dezorganizat, nesigur de fapt, ne face să fim într-un fel nemulțumiți sau suntem fericiți 3 zile, 5 zile fericiți și tot așa. Oscilăm când suntem fericiți, când suntem nefericiți. E ok să funcționeze o relație așa? În momentul în care suntem fericiți înseamnă că celălalt a îndeplinit așteptările noastre sau nevoile noastre. În momentul în care suntem nefericiți înseamnă că celălalt nu a mai putut face față cerințelor noastre. Relația poate continua până la un anumit punct, când celălalt nu mai are nici resurse, dar nici limite din care să poată să dea. Ajunge la fundul sacului, cum zic eu și cum zicem noi românii, și în momentul respectiv relația nu mai poate continua, pentru că eu îmi imaginez că fiecare dintre cei doi parteneri este un săculeț în care fiecare pune în sacul celuilalt iubire, dăruiește. În momentul în care doar unul dăruiește și dăruiește și dăruiește celuilalt și rămâne fără, el nu va mai putea să mai existe în relația aia, pentru că nu mai are de unde să dăruiască. Iar celălalt, având sacul foarte gol, oricât de mult ar primi, tot va mai avea nevoie. Și atunci își va căuta, ori unul, ori celălalt, un partener care să-i fie mai mult pe modelul lui și cu care să poată să aibă o relație cursivă și sănătoasă, decât să rămână în relația respectivă. Atașamentul acesta are legătură cu infidelitatea în cuplu? Păi ar putea avea. Așa cum spuneam mai devreme, unul dintre parteneri ar putea să caute în altă parte. Și în cazurile în care un partener caută în altă parte, de ce o face? Pentru că el nu mai poate să găsească echilibrul în relația respectivă și are nevoie să și primească. Pentru că nu a primit, doar a oferit. Exact. Pentru că nu mai are de unde să dea, nu mai are ce să pună pe masă. Dacă ar fi să ne gândim așa că relația ar fi o masă, nu mai are ce să pună pe masă, nu mai are ce să mai aducă pentru a face relația respectivă să meargă și atunci prima persoană, sau nu chiar prima, dar prima persoană care vine și dă ceea ce el are nevoie în momentul respectiv, va fi persoana asupra căreia sau în direcția căreia se va concentra atenția partenerului de cuplu. Ce-ar fi să facă un cuplu în situațiile în care
unul oferă mai mult decât celălalt pentru a se reechilibra totuși. O pot face singuri? Este posibil în momentul în care unul dintre parteneri are un atașament sigur și are de unde să dăruiască și are și puterea și răbdarea și dăruirea și dorința de a fi alături de partenerul său pentru a trece acest obstacol. Dar dacă nu are nici el un atașament sigur, atunci cel mai benefic pentru ei ar fi să apeleze la o consiliere sau la o terapie de cuplu. Pentru că acolo cu siguranță vor afla foarte multe despre relația lor și vor afla unde se află pe harta relației în momentul respectiv și dacă își mai doresc să mai fie împreună unul cu celălalt sau dacă relația de fapt este o obișnuință, ar putea afla inclusiv asta, ce îi ține împreună. Acolo ar putea să facă o radiografie a relației lor și să-și dea seama de ce sunt încă împreună și unde privesc. Pentru că e o vorbă care mie îmi place foarte mult, a iubi nu înseamnă a ne privi unul pe celălalt, ci a privi împreună în aceeași direcție. A vedea dacă ei pot privi în aceeași direcție sau doar privesc unul către celălalt. Și dacă au ajuns în punctul acesta de a merge la psihoterapeut, se poate reconcilia? E iarăși vorba aceea, odată ce firul s-a rupt, dacă îl înnozi, nodul rămâne. De dorit ar fi să nu ajungă la consiliere sau psihoterapie în momentul în care nodul s-a rupt, ci în momentele în care încă se mai poate face ceva. Și ce înseamnă asta? Care este momentul acela când încă se mai poate ceva? Când încă se mai poate face ceva ca o anumită persoană să nu ajungă tardiv? În momentul în care simți că lucrurile nu funcționează, dar undeva în adâncul ființei tale există dorința de a merge împreună pe același drum și din acel moment înainte. Și așa cum mă întrebai, în urma terapiei nu cred că putem renoda relația de dinainte și nici nu cred că este de dorit. Pentru că acolo vom afla lucruri noi, vom învăța lucruri noi despre noi și despre relația noastră și practic vom fi oameni noi. Din momentul ăla vorbim despre o relație nouă dintre doi oameni noi, echilibrați și care au mult mai multe resurse decât înainte. Dacă unul dintre cei doi rămâne pe loc, nu cred că se mai poate face o reconciliere. Cum atașamentul pe care le am îmi influențează alegerea partenerului sau partenerei? Păi este, partenerul nostru va fi exact portretul robot al lipsurilor noastre. El va veni și nu din punct de vedere fizic, ci din punct de vedere emoțional, din punct de vedere psihic, îl vom căuta exact pe nevoile pe care le avem. Vrem să avem lângă noi o persoană care să ne ofere siguranță și care să nu ne dea sentimentul de abandon sau de părăsire, o persoană care să ne iubească ca un părinte, exact asta vom căuta. Dacă avem nevoie de o persoană care să ne dea mai multă libertate și pentru că asta nu am avut în copilărie și să ne dea sentimentul de maturitate și să ne dea spațiu personal, exact asta vom căuta. Modul în care am învățat să iubim și modul în care am fost iubiți în copilărie este modul pe care rețeta pe care o vom duce mai departe. Ce înseamnă să ai limite în relație? Te întreb pentru că sunt situații în care cei doi fuzionează. Un fel de anulare reciprocă. Uh-huh. Aici limitele unde sunt sau au fost? Este posibil să nu fi fost niciodată. Și funcționează așa? În simbioză atâta timp cât ei primesc unul de la celălalt și se reîncarcă, își reîncarcă săculeții ăștia,
pot funcționa fericiți între ghilimele sau mai mult sau mai puțin între ghilimele în fericirea lor până la adunci bătrâneți. Atâta timp cât lucrurile nu se schimbă. Dar este o simbioză. Dacă ceva în această simbioză intervine, lucrurile nu vor mai funcționa la fel ca înainte. Nu au cum. Am aflat lucruri foarte interesante astăzi de la tine, Andra. Îți mulțumim tare mult mulțumesc pentru prezența în emisiune. Se pare că ne-am apropiat de finalul emisiunii și aș vrea acum, înainte de a încheia, ce le transmiți tu cuplurilor? Un gând pentru ei. Un gând. În momentul în care vă alegeți un partener de cuplu, alegeți acel partener care vă aduce bucurie în momentul în care sunteți împreună. Nu care vă face fericit sau fericită, nu care vă face cadouri, nu care vă aduce ceva, ci care vă dă un sentiment de bine, de echilibru, de armonie, doar prin simpla prezență, doar printr-un simplu zâmbet, doar pentru că este împreună cu dumneavoastră, nu pentru că face lucruri pentru dumneavoastră. Dragii mei, încheiem ediția aceasta, însă înainte aș vrea să vă amintesc faptul că în luna martie vom începe dezvoltarea emoțională pentru copii. Va fi modulul care are ca și emoție fricile, în care pot, la care pot participa, va fi un modul pentru părinți și unul pentru copii, iar din luna aprilie vom începe seria Magia Emoțiilor, care prevede dezvoltarea emoțională. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Andra, îți mulțumesc încă o dată și ne revedem săptămâna viitoare de la ora 17. Până atunci, vă doresc un weekend excelent!